Ce ce faci, fă? Scarpi în mâță! Ce să fac? Am auzit că te-a dat Gianni afară. E adevărat? Da, fă, m-a dat afară, că... Sanchi, că ci că nu mai dau randament, că e greu cu bani. Nebun și ăsta, îți dai seama. Păi și ce ai să faci acum, fă? Ete, ce să fac? Mă reprofilez! Îmi schimb profesia, fă. Fă, mă duc la videochat. E mult mai bine. Iarna stai la căldurică, vara stai la răcoare, nu ți-e frică că te, eu știu, te bate vreun turist? Și banii sunt mult mai buni. Fă, chiar am găsit acum un anunț în ziar că face angajări în IT și mâine am un interviu. Dă-ți seama că mă duc. Fă, dacă e bine, te chem și pe tine, fă, nu fi proastă. Bine, fă. Ha, baftă la interviu. Să-l iei, dacă înțelegi. Lucreția! Ia! Vă rog! Te vei păcăja! Da! Hei! Băi, doamna, ce faci acolo? Chiar să fac? Îmi fac de treabă, nu vezi? Căutați firile sau ce? Da, un fir mai gros, dacă știi tu ce vreau să zic. Adică HDMI-ul? Ați, dă-mi la aici de la... Hei, vă rog, pe scaun! Sigur? Da, doamna, haideți pe scaun, urcați! Haideți că începe interviu, nu știu ce faci acolo. Haideți, vă rog, luați loc. Da, mă, nu! Tu știi! Ok. În primul rând, ați mai lucrat în domeniu? Boss! Dar tu mă întrebi mie dacă am lucrat în domeniu? Îl întreb pe Elon Musk dacă știe de mașini de astea electrice. Îl întreb pe Bill Gates dacă știe Windows. Sau îl întreb pe Dragnea dacă știe Word. Păi eu am inventat meseria asta! Bun, deci aveți experiență. Oh, grămadă! Dar mai mult pe partea practică, dacă înțelegi ce vreau să zic. La munca de jos. A, și pe hardware. Și pe hardcore, și pe hardughel de alea, da. Ok, spuneți-mi, vă rog, ce anume ați mai lucrat și ce coduri știți? Păi nu știu eu coduri, mâncați așa ochii tăi, pe toate. 6-6 înseamnă că vine gardă. Cașul gros înseamnă că ai de unde să mulci baldă pe fraier. Piu, 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 nevăstuică! Are nevasta acasă, fraier. Știu-le, pe toate le știu. Ok, să vă pun altă întrebare atunci. Care credeți că sunt punctele noastre forte? Astea! Bine, care ar fi punctul noastră slab atunci? Talia! Unde vă vedeți peste 5 ani? Păi o să mă văd tot în oglindă, îți dai seama! Doamne, vă întreb serios, unde vă vedeți peste 5 ani? Ce ați vrea să faceți? Păi dacă o luăm așa, vreau să spun că vreau să fiu șmecheră. Eu vreau să am 10 fete în subordine. Deci vreți să ajungeți team leader? Da, normal că vreau să am și timp liber, îți dai seama, orice șef are timp liber de la... În unele situații s-ar putea să avem nevoie să lucrați de acasă. Ați fi confortabilă cu lucrul ăsta? Păi depinde, boss. De ce ai nevoie, azi? Păi, vă dați seama, nimic special. Un calculator aveți? Da, am! Un scaun aveți? Un scaun? Am și de ăla, da. O masă? Aoleu, dar ce chichi sunteți, și masă și scaun? Da, am și de ăla. Un mouse? Boss, mouse intră dacă am atât. Scaunul și masa, nu știu cum să spun, dar nu e suficient de mare ușa biroului ca să intre scaunul. Nu neapărat pe scaun, dacă dumneavoastră vreți, vă așezați unde aveți nevoie. Păi da, mă așezor unde am nevoie, că îți dai seama, locul e cam strâmb. Cam grijă de el. Nu încap toate. Adică, stați într-o garsonieră? Ne ar zice că e garsonieră, alții ar zice că e penthouse. Dar scaunul nu intră, boss. Mă rog, important este să vă faceți treaba. Da, păi și asta ce include mai exact? Ca peste tot, o grămadă de variabile, foarte multe numere și câteva funcții. Dar la experiența pe care o aveți, nu cred că e nevoie să vă mai explic. Dai seama că de numere se sătulă, dar funcțiile astea nu prea știu. Ce vreți voi, miniștri de astea mai cu funcții sau cum? Descrieți-vă, vă rog, în 3-4 cuvinte. Lucreția, tânără 28 de ani, 0722-5555, ca la taxi. Doar că cu mai puțin kilometri. Am înțeles. În principiu cam asta e tot ce am avut nevoie să aflu. E un pic prematur să vă spun asta, dar totuși știu că ați făcut foarte bine, v-ați jucat foarte bine și cel mai probabil jobul e al dumneavoastră, deci puteți începe din luni cu programarea. La programare de... la păr, nu? Sau cum? Nu.
problema era software. Și am discutat în interviu, bravo. Auleu, Lucrețiu, asta nu e filmă de videocet, asta e filmă de IT. Unde dracu te duci tu că tu nu știi nimic IT? Ce proastă ești. Zile că nu poți. Boss, cum să-ți explic? Nu am cum. Uitați, să... Uitați, ăsta e salariul. Atâția bani? Bă, mâncați-ași cât bani fac ăștia, ești nebun. Lucrețiu, gândește-te, gândește-te să intri pe fir. Cum faci tu, cum faci ca să... stai puțin că mi-a venit o idee. Ia stai puțin să intri. Bă, zicea că se poate lucra de acasă? Absolut. Chiar încurajăm lucrul ăsta. Bine, boss. Ne vedem luni sau ne auzim luni că eu lucrez de acasă. Da. Bine ai venit în echipă. Ia zi, păpușel, vrei să vezi ceva mai mult de la Lucreția? Bun, pe atunci pune mâna și termină codul că am de dat proiectul până joi. Hai! Și bagă și 30 de token. Așa. Te așteaptă. Hai mă, Lucreția, că nu e așa de greu să lucrezi în IT. Fată descurcăreață. Uite că mai sună. Ce faci, colegul de la 2? Ia zi, vrei să vezi ceva frumos? Bine, atunci terminăm codul, că trebuie să predau alt proiect până săptămâna viitoare. Hai!